Vara aproape s-a încheiat, iar acest lucru nu poate să însemne decât un singur lucru pentru copii. Școala va reîncepe în curând, dar ei nu sunt singurii care se gândesc la acest lucru. În același timp, administrația județului se asigură că școlile sunt pregătite să-și primească elevii. Noi trebuie să luăm niște măsuri preventive pentru că în momentul în care începe școala, copiii să aibă condițiile optime pentru derularea procesului de învățământ. Avem o situație exactă cu școlile din județ unde sunt probleme. Vă constituie o comisie mixtă până de al prefectului, prin toate structurile din subordinea prefecturii, vor verifica întrebarea condițiilor de igienă, condiții de securitate, tot ce înseamnă siguranța copilor în interiorul școlii și în exteriorul școlii, pentru a fi pregătiți de a începe anul condiții bune, din punct de vedere tehnic și legal. Deși până la 16 septembrie, când școala reîncepe, mai e foarte puțin, nu peste tot lucrurile sunt puse la punct. Prefectura a depistat anumite probleme în teritoriu, dar speră că toate lucrările vor fi finalizate la termen. Avem anumite școli care au probleme, începând cu autosanitare de funcționare, săli de clase subdimensionate, lipsă instalației apă potabilă curentă, grupuri sanitare neigienizate corespunzător, ar fi mai multe probleme de genul ăsta. Le avem identificate, urmează să monitorizăm, vor fi niște termene de îndeplinire acestor obiective, deci de remedierea deficienților, pentru a fi în stare bună de funcționare. Cele mai multe nereguli au fost depistate în mediul rural. În această situație, care nu au toate centrele de funcționare, în special în mediul rural, trebuie să ținem cont și de bugetele care sunt subdimensionate, lipsa resurselor financiare. De asta spun mulțumim Consiliul Județean că sprijină această activitate și sunt convins că vom găsi sursele pentru a remedia această deficiență. Prefectul Marius Sersea este încrezător că termenele vor fi respectate. Așa cum a spus și el, un merit foarte mare îl are Consiliul Județean, pentru că a alocat fonduri școlilor unde existau probleme, dar unde bugetul era limitat.